La sfârșitul acestei săptămâni vor începe turneele finale ale Ligii a 4-a de fotbal cu Hunedoara, respectiv cele pentru locurile 1, 4, 5, 7 și 8, 10. Componența celor trei grupe a fost stabilită după un sezon regular extrem de interesant, participantele în Final Four fiind stabilite abia în ultima etapă. Un sezon foarte interesant. Până în ultima etapă, echipele s-au luptat pentru a prinde un loc fie în Final Four, fie în următorul eșalon valoric, locurile 5-7 sau locurile 8-10. Singura echipă din mediul rural care participă în campionatul Ligii a 4-a, Șoimul Băița, cu la puțin a fost de distanță să participe anul acesta în Final Four, totuși e o creștere față de anul trecut. Anul trecut a fost în al treilea eșalon valoric pentru locul 8-10, iar anul acesta se luptă pentru locul 5-7. În prima etapă din Final Four se vor întâlni sâmbătă 30 aprilie de la ora 11 CSM Vulcan cu Gloria Giurgiu. Acestea s-au calificat și în semifinalele fazei județene ale Cupei României, după ce Vulcanul a trecut de Mărgura Pui, iar Giurgiu a învins pe retezatul Hațeg. Duminică, tot de la ora 11, în al doilea meci al turneului final, se vor întâlni Inter Petrila, care a pierdut în cupă la Victoria Călan, și retezatul Hațeg, câștigătoarea sezonului regular. La locurile 5-7, Călanul va sta în prima rundă, iar meciul care se va juca în această grupă este cel de duminică, 1 mai, de la ora 11, dintre CS2 Hunedoara și Șoimul Băița, care a învins în cupă pe Dacia Orăștie. În grupa 8-10, Orăștia va juca în deplasare la Minerul Hurican tot duminică de la ora 11, iar CSM2D va sta. Cristian Petrean, președintele Asociației Județene de Fotbal Hunedoara, așteaptă meciuri disputate și speră că echipa ce va câștiga campionatul să promoveze în Liga 3-a după barajul din iunie. E o bucurie pentru noi că totuși campionatul este foarte atractiv, meciurile au miză la fiecare etapă și sunt convins că Final Four-ul va fi unul foarte interesant. Iar echipa care va câștiga campionatul județean, ne dorim să și promoveze, să câștige jocurile de baraj programate pentru data de 18 și 25 iunie. În acest weekend se vor juca și meciurile etapei a 14-a din Liga 5-a, în care liderul Zarandul Crișor va sta, dar își va menține poziția în clasament. Sâmbătă de la ora 17 se vor întâlni Ponorul Vața cu Măgura Pui, iar duminică de la ora 11 se vor înfrunta Unirea General Bertlou cu Real Sânt Andrei.